De la an la an, prima zi de școală este tot mai sărăcăcioasă pentru florarii din piețe. Aceștia spun că oamenii nu mai au bani și cumpără flori puține și ieftine. În aceeași situație sunt și taximetriștii, care sperau la venituri substanțiale luni, însă au constatat o creștere cu doar 20% a numărului clienților. Florarii, care au sperat că își vor otunji veniturile odată cu începerea anului școlar, au rămas profund dezamăgiți. Părinții au cheltuit mult pentru ghiozdanul celor mici și de-abia le-au mai rămas bani de flori, așa că s-au limitat la buchetele sărăcăcioase cu flori ieftine. Luni dimineață, în piața de flori, din parcarea teatrului, părinții nu se înghesuiau prea tare la flori, iar vânzătorii fluierau apagubă. Florile sunt destul de scumpe și de cumpărate de noi și scumpe sunt și la vânzare și au mers foarte prost. Nici ieri nu ați avut clienți? Foarte puțin. Față de alți ani, când au mers mai bine, da. Acum foarte puțin. Cam cât la sută din stocul de flori pe care l-ați avut, ați reușit să-l și dați? Cam 10% din tot stocul. Foarte puțin. Ce s-a vândut mai bine? Buchetele mici, buchetele de 10 lei, crizantemele. Cel mai bine. Trandafirii sunt... cum îi vedeți. Nici taximetriștii nu au fost mai norocoși. Dacă în alți ani aveau clienți cu nemiluita, care se grăbeau să ajungă la deschiderea anului școlar, luni dimineață oftau în așteptarea clienților. Au fost mai bine ca în alte dimineți. S-au simțit cu început școala. Cam cu cât la sută mai mulți clienți ați avut decât în alte zile? Păi așa cam cu vreo 20%, cam un sfert mai mult. O mers de dimineață, mers o țără mai bine, două, trei curse, după aia slab, uite, stăm în stații. Pauză. Ați avut cu mult mai mulți clienți decât în alte zile sau? Nu. Tot cam așa. Nu. Da, cred că de aia, da. Nu are oamenii bani, salariile mici, care are, care n-are, n-are nici salarii și șomaj, șomier. Asta e situația, n-avem ce face. Slăbuți, ca întotdeauna. Pe de altă parte, florăriile cu tradiție nu au dus lipsă de clienți. Oamenii care știu că aici găsesc flori la prețuri decente și aranjamente deosebite au preferat această variantă piețelor de flori. Astăzi, cu începerea școlii, vânzările la noi ca în fiecare zi, deci practic astăzi s-a simțit mai mult că fiecare copil a dus câte un buchet de flori la școală. Practic, ce se trece mai mult, ce duce flori tot mai frumoase, mai sofisticate, cum ar fi lalele, frezii, trandafiri, crini, cam toate tipurile de flori copiii astăzi s-au dus să felicite profesoarele, învățătoarele la școală cu un buchet frumos de flori. Cam toată gama tipurilor de flori se trec la noi toată perioada anului, deci practic și ceva mult ca tipuri de aranjamente. Astea erau alte aranjamente, ceva mai deosebit, cine și-a permis să adus și un aranjament mai deosebit. Cam la ce buget au încercat părinții să se încadreze? Au preferat să aleagă florile în funcție de frumusețe sau au mers pe buget? Având în vedere că tot în criză suntem, s-au limitat un pic la, nu, în loc de 5 trandafiri, au dus 3 trandafiri sau eventual cine și-a permis, au dus și un aranjament sau depinde acum și în funcție de bugetul respectiv care l-au alocat copiii.